37. Mergând a doua oară în fața tribunalului regal, Carrie se simțea încrezătoare. Spațiul vast al sălii principale din Palatul Westminster nu o mai intimida așa cum nu o mai speriau nici nenumărații oameni bogați și puternici care se îngrămădeau în jurul băncilor judecătorilor. Mai fusese aici, știa cum funcționau lucrurile. Tot ce îi se păruse ciudat în urmă cu un an, îi era acum familiar. Ba avea chiar și o roche după moda londoneză, jumătate verde și jumătate albastră. Se amuza studiindu-i pe ceilalți și descifrându-le caracterul și starea după trăsături. Sigur pe ei sau disperați, uluiți sau vicleni. Putea să recunoască persoanele care se aflau pentru prima dată în capitală după ochii măriți și privirile uluite, după aerul lor de nesiguranță, iar asta îi dădea un sentiment plăcut de încredere și de superioritate. Singurele ei îndoieli erau legate de avocatul lor, Francis Bookman. Acesta era tânăr, foarte învățat și, ca mai toți avocații, își dădea ea seama, părea foarte sigur pe el. Era un bărbat mărunțel cu părul de culoarea nisipului, cu mișcări iuți și veșnic dispus să se lanseze într-o discuție în contradictoriu. Privindu-l, în mintea lui Carrie se ivea automat imaginea unei păsări obraznice pe un pervaz, ciugulind frimituri și îndepărtându-și agresivă toți rivalii. Le spusese că dosarul lor era inatacabil. Bineînțeles, Godwin era reprezentat de Gregory Longfellow. Acesta câștigase procesul împotriva contelui Roland, așa că Godwin îi ceruse, după cum era de așteptat, să reprezinte din nou stăreția. Își dovedise abilitățile în timp ce Bookman era practic un necunoscut. Cu toate acestea, Carrie avea un as în mânecă, ceva ce avea să-l ia total prin surprindere pe Godwin. Godwin nu dădea niciun semn că ar fi fost conștient că îi trădase pe Carrie, pe tatăl ei și pe toți locuitorii din Kingsbridge. Întotdeauna se prezentase drept un reformator, sătul până peste cap de stilul lasă-mă să te las al starețului Anthony, drept un om foarte receptiv la nevoile orașului, dornic să asigure prosperitatea călugărilor și a negustorilor în aceeași măsură. Apoi, în anul care trecuse de când devenise stareț, schimbase macazul devenind chiar mai tradiționalist decât răposatul Anthony. Și totuși, nu părea să simtă vreun jânc de rușine. Carrie se înroșea mânioasă ori de câte ori se gândea la asta. Nu avea niciun drept să-i oblige pe locuitorii orașului să folosească dârsta stăreției. Celelalte edicte, interzicerea râșnițelor de mână, amenziile pentru iazuri și crescătorii, erau corecte din punctul de vedere al legii, deși erau scandalos de aspre. Dar folosirea dârstei trebuia să fie gratuită, iar Godwin o știa. Carrie se întreba dacă în concepția lui orice înșelăciune era justificabilă atâta timp cât era făcută pentru a se împlini lucrarea lui Dumnezeu. Doar monahii trebuiau să fie mai scrupuloși decât mirenii în ceea ce privește onestitatea, nu? Deschise subiectul cu tatăl său în timp ce așteptau în sala de tribunal să vină rândul procesului lor. Edmund îi spuse: eu unul n-am niciodată încredere într-unul care se bate în piept de la amvon că ar fi un om moral. Oamenii de genul ăsta găsesc mereu pretexte pentru a încălca regulile proclamate chiar de ei. Aș prefera să fac afaceri cu un om care păcătuiește în fiecare zi, dar care crede că, pe termen lung, e în interesul lui să spună adevărul și să-și țină promisiunile. Nu prea sunt șanse să-și schimbe părerile în privința asta. În asemenea momente, când tăticul era ca odinioară, Carrie își dădea seama cât de mult se schimbase. În ultima vreme, rar se mai întâmpla să fie viclean și ager la minte. Din ce în ce mai des, uita diverse lucruri și avea un aer absent. Carrie bănuia că declinul începuse cu câteva luni înainte ca ea să observe ceva și că probabil acesta era de vină pentru incapacitatea lui de a anticipa prăbușirea pieței lânii. După mai multe zile de așteptare, fură chemați în fața lui Sir Wilbert Wetfield, judecătorul cu față rozalie care dăduse câștig de cauză stăreției împotriva contelui Roland în urmă cu un an. Când îl văzu pe judecător așezându-se la locul său, pe bancheta lipită de peretele estic al sălii, Carrie s-a început să-și piardă treptat încrederea în reușita lor. Era înfricoșător ca un simplu muritor să fie investit cu atâta putere. Dacă lua o hotărâre greșită, afacerea cu stofa lui Carrie avea să fie sortită eșecului, tatăl ei avea să fie ruinat și nimeni n-avea să mai poată susține construcția noului pod. Când avocatul lor luă cuvântul, începu să se simtă însă mai bine. Francis făcu o scurtă prezentare a faptelor, spunând că dârsta fusese inventată de legendarul Jack Constructorul, care o construise pe prima, și că starețul Philip le dăduse orășenilor dreptul de a o folosi gratis. Apoi Francis luă pe rând contraargumentele lui Godwin, dezarmându-și preventiv adversarul. Este adevărat că dârsta nu a fost reparată la timp. E înceată și se strică des, rosti avocatul. Dar cum își poate susține starețul afirmația că orășenii au pierdut dreptul de folosință asupra ei?
Dârsta este proprietatea stăreției, iar stăreția trebuie să o mențină în stare bună. Faptul că nu s-a achitat de această îndatorire nu schimbă cu nimic lucrurile. Orășenii nu au nici dreptul, nici obligația să o repare. Donația starețului Filip nu este marcată de niciun fel de condiții. Ajuns în acest punct al argumentării, Francis făcu apel la arma sa secretă. În cazul în care starețul ar încerca să pretindă că donația a fost condiționată, vă invit să citiți această copie a testamentului starețului Filip. Godwin era uluit. Încercase să lase impresia că testamentul se pierduse. Dar Thomas Langley fusese de acord să-l caute ca o favoare pentru Mertin și îl scoase pe ascuns din bibliotecă pentru o zi. Timp suficient pentru ca Edmund să îl dea la copiat. Kieris nu se putu abține să nu savureze expresia de surprindere și de scandalizare care a apărut pe chipul lui Godwin când își dădu seama că înșelăciunea sa fusese dată în vileag. Acesta făcu un pas înainte și spuse indignat. Cum a fost obținut? Întrebarea în sine îl dădea de gol. Nu întrebase unde a fost găsit, cum ar fi fost firesc dacă într-adevăr testamentul ar fi fost pierdut. Pe fața lui Gregory Longfellow se întipări o expresie iritată și avocatul îi făcu semn lui Godwin fluturând din mână. Godwin se retrase realizând că se deduse singur de gol, dar în mod clar era prea târziu. Judecătorul trebuia să fi înțeles că singurul motiv pentru care Godwin era furios și încercase să țină ascuns documentul era fiindcă acesta înclina balanța în favoarea orășenilor. Francis trecu prin restul discursului său destul de repede. O decizie bună consideră Kieris, pentru că astfel duplicitatea lui Godwin avea să fie încă proaspătă în mintea judecătorului, cât timp Gregory expunea pledoaria apărării. Dar abordarea lui Gregory îi lua total pe nepregătite. Acesta făcu un pas înainte și îi se adresă judecătorului. Domnule, Kingsbridge nu este o obște cu drepturi reglementate prin cartă regală. Se limită la atât, ca și cum asta era tot ce avea de spus. Era adevărat teoretic. Cele mai multe orașe aveau o cartă regală care le conferea libertatea de a face comerț și de a organiza târguri fără obligații față de contele sau baronul local. Cetățenii lor erau oameni liberi, nefiind datori să se supună nimănui în afară de rege. Cu toate acestea, câteva orașe, printre care și Kingsbridge, rămăseseră în proprietatea unui senior, de obicei un episcop sau un stareț. În această situație se aflau, de exemplu, St. Albans și Bury St. Edmunds. Statutul lor era mai puțin clar. Judecătorul rosti. Asta schimbă situația. Doar cetățenii liberi pot face apel la tribunalul regal. Ce ai de replicat la asta, Francis Bookman? Clienții tăi sunt șerbi? Francis se întoarse către Edmund. Pe un ton scăzut, dar marcat de importanța subiectului, întrebă. Cetățenii orașului au mai figurat până acum ca parte într-un proces la tribunalul regal? Nu, starețul a... Dar nici gilda parohială? Chiar înainte să vii dumneata la conducerea ei? Nu există vreo însemnare care... Deci nu putem să ne bazăm pe vreun precedent. La naiba. Francis se întoarse către judecător. Chipul său trecu de la îngrijorare la siguranță de sine într-o fracțiune de secundă și luă cuvântul ca și cum abia ar fi catadixit să-și bată capul cu ceva atât de trivial. Domnule, locuitorii orașului sunt liberi. Se bucură de reprezentare în Parlament. Gregory contraatacă rapid. Nu există o distribuție uniformă a reprezentativității parlamentare. Lucrurile diferă de la caz la caz. Judecătorul spuse. Există o descriere scrisă a obiceiurilor din zonă privind reprezentativitatea? Francis se uită la Edmund, care clătină din cap. Niciun stareț n-ar permite ca asemenea lucruri să fie puse în scris, mormăi el. Francis își îndreptă din nou atenția asupra judecătorului. Nu există niciun act scris, domnule, dar în mod clar... Atunci tribunalul acesta trebuie să hotărască dacă sunteți sau nu oameni liberi. Îl întrerupse judecătorul. Edmund îi se adresă direct judecătorului. Domnule, cetățenii din Kingsbridge se bucură de libertatea de a-și cumpăra și de a-și vinde casele. Acesta era un drept important care nu le era îngăduit șerbilor. Dar aveți obligații feudale, răspunse Gregory. Trebuie să folosiți morile și iazurile stăreției. Să le lăsăm încolo de iazuri. Problema principală e relația cetățenilor cu sistemul de justiție regală. Orășenii pot primi din proprie voință șeriful regal? Gregory fu cel care dădu răspunsul. Nu, acesta trebuie să ceară permisiunea pentru a intra în oraș. Edmund rosti indignat. Asta e decizia starețului, nu a noastră. Foarte bine, replică Sir Wilbert. Cetățenii orașului fac parte din jurii regale sau cer dispense? Edmund ezită. Pe chipul lui Godwin se citea extazul victoriei. Serviciul ca membru al unui juriu era o corvoadă care lua mult timp și pe care toată lumea o evita pe cât posibil. După o mică pauză, Edmund murmură. Cerem dispense. Asta lămurește lucrurile, spuse judecătorul.
Dacă refuzați să faceți parte din jury pe motivul că sunteți șerbi, nu puteți iniția un proces trecând peste capul seniorului la tribunalul regal. Gregory rosti triumfător. În lumina acestor spuse, vă rog să respingeți solicitarea orășenilor. Aceasta e decizia tribunalului, întări judecătorul. Francis era scandalizat. Domnule, pot să iau cuvântul? Mai mult ca sigur nu, răspunse judecătorul. Dar, domnule, încă un cuvânt de la tine și te voi acuza de sfidarea curții. Francis închise gura și își lăsă capul în jos. Sir Wilbert spuse. Următorul caz. Un alt avocat luă cuvântul. Kerris era năucită. Francis li se adresă ei și tatălui ei pe un ton de reproș. Ar fi trebuit să-mi spuneți că sunteți șerbi. Dar nu suntem. Judecătorul tocmai a hotărât că sunteți. Nu am cum să câștig un proces în care nu dețin toate informațiile. Kerris se hotărâ să nu se certe cu el. Părea exact tipul de tânăr care nu putea să recunoască faptul că greșise. Godwin era atât de încântat de sine, încât părea gata să explodeze. Retrăgându-se, nu putu să se abțină să nu aplice o lovitură de final. Își agită un deget înspre Edmund și Kerris și spuse pe un ton solemn. Sper că în viitor să înțelegeți cât de înțelept e să vă supuneți voinței domnului. Ei, du-te de aici! Îl repezi Kerris și îi întoarse spatele. Apoi îi se adresă tatălui ei. Ăsta ne ia orice puteri. Am dovedit că avem drept de folosință asupra dârstei, dar Godwin poate să ni-l refuze în continuare. Așa se pare, îi răspunse Edmund. Kerris se întoarse către Francis. Trebuie să fie ceva ce putem face, zise ea furioasă. Ei bine, începu acesta, ați putea face în așa fel încât Kingsbridge să devină o obște ca toate celelalte, cu o cartă regală care să vă stabilească drepturile și libertățile. Și așa ați avea acces la tribunalul regal. În inima lui Kerris se ivi o licărire de speranță. Și cum facem asta? Îi înaintați regelui o petiție. O să ne o aprobe? Dacă mergeți pe argumentul că aveți nevoie de cartă pentru a fi în stare să vă plătiți impozitele, în mod clar v-ar lua în considerare. Atunci trebuie să încercăm. Edmund o avertiză. Godwin o să se înfurie la culme. N-are decât, spuse Kerris îndârjită. Să nu subestimezi dificultatea a ceea ce vrei să faci, insistă tatăl ei. Știi cât de necruțător e chiar și când e vorba despre conflicte minore. Ceva de genul acesta ar putea duce la un război total. Așa să fie, răspunse fata mohorâtă. Război total. Ah, Ralph, cum ai putut să faci așa ceva? Întrebă mama lui. Mertin studie chipul fratelui său în lumina neclară a casei lor părintești. Ralph părea sfâșiat între dorința de a nega totul și cea de a se justifica. Într-un final, Ralph spuse. M-a ademenit. Maud era mai degrabă mâhnită decât furioasă. Dar Ralph e nevasta altuia. Nevasta unui țăran. Chiar și așa. Nu-ți face griji, mamă. Nimeni nu o să condamne un senior pe baza mărturiei unui șerb. Mertin nu era atât de sigur. Ralph era un senior de rang minor și se pare că își atrăsese dușmânia lui William de Chester. Nu se putea ști care avea să fie deznodământul procesului. Tatăl lor replică sever. Chiar dacă nu te condamnă, lucru pentru care mă rog, gândește-te numai ce rușine. Ești fiu de cavaler. Cum de-ai putut să uiți asta? Mertin era îngrozit și supărat, dar nu surprins. Firea lui Ralph avusese întotdeauna o latură violentă. Când erau mici, el era mereu gata să se încaiere, iar Mertin se văzuse nevoit de multe ori să evite confruntările violente, detensionând atmosfera cu câteva cuvinte împăciuitoare sau cu câte o glumă. Dacă n-ar fi fost vorba despre fratele său, Mertin ar fi sperat ca autorul unei fapte atât de îngrozitoare să sfârșească în ștreang. Ralph continua să se uite la Mertin. Dezaprobarea pe care o vedea pe chipul lui îl îngrijora mai mult decât cea a mamei sale. Întotdeauna își considerase fratele mai mare un reper moral. Mertin își dorea pur și simplu să se găsească o cale de a înfrâna pornirile lui Ralph, acum că nu-l mai avea pe el să-l țină departe de încurcături. Discuția cu părinții lor, mâhniți de veștile primite, ar mai fi durat mult timp, dar se auzi un ciocănit în ușa casei lor modeste, urmat de intrarea lui Kerris. Aceasta le zâmbi lui Gerald și lui Maud, deși expresia îi se schimbă când îl văzu pe Ralph. Mertin își dădu seama că venise să-l caute pe el. Se ridică. Nu știam că te-ai întors de la Londra, spuse acesta. Tocmai am ajuns, răspunse ea. Putem să stăm un pic de vorbă? Mertin își aruncă o pelerină pe umeri și ieși cu ea în lumina cenușie a zilei reci de decembrie. Trecuse un an de când puseseră capăt relației lor. Știa că sarcina ei își găsise sfârșitul la spital și bănuia că, într-un fel sau altul, Kerris procedase astfel încât să aibă acel avort. În săptămânile următoare, o rugase de două ori să se întoarcă la el, dar ea refuzase. Era uluitor. Simțea că ea încă îl mai iubea, dar era de neclintit.
Renunțase la orice speranță și spera că, în timp, suferința avea să mai pălească. Până acum nu se întâmplase nimic de genul acesta. Inima îi bătea în continuare mai repede ori de câte ori o vedea, iar a sta de vorbă cu ea era ocupația care îl făcea cel mai fericit. Porniră către strada principală și intrară la Bel. Cum era după amiaza târziu, taverna era aproape goală. Comandară niște vin fiert cu mirodenii. Am pierdut procesul, începu Cheris. Mertin era de-a dreptul șocat. Cum e posibil așa ceva? Aveți testamentul starețului Filip? N-a contat. Dezamăgirea fetei era evidentă. Îi dădu și explicații. Avocatul cel deștept al lui Godwin a mers pe ideea că locuitorii din Kingsbridge sunt șerbii stăreției, iar șerbii nu au dreptul de a compărea în fața tribunalului regal. Judecătorul a respins cazul. Auzind acestea, Mertin se înfurie. Dar asta e o prostie. Înseamnă că starețul poate să facă orice vrea, indiferent de legi, de hrisoave... Știu. Mertin își dădu seama că fata își pierdea răbdarea pentru că el nu făcea altceva decât să rostească lucruri pe care și le spusese și ea însăși în repetate rânduri. Își suprimă indignarea și se strădui să gândească practic. Ce o să faci? O să solicit să ni se întocmească o cartă regală prin care să devenim oficial obște. Aceasta ar aduce cu sine eliberarea orașului de sub controlul stăreției. Avocatul nostru este de părere că avem un caz solid, dar trebuie să luăm în calcul faptul că el a crezut și că o să câștigăm în procesul cu Godwin. Și totuși regele e disperat să facă rost de bani pentru războiul împotriva Franței. Are nevoie ca orașele să prospere și să-și plătească dările. Cât timp ar dura obținerea cartei? Asta e vestea proastă. Cel puțin un an, poate chiar mai mult. Și între timp, tu nu poți să faci stofă stacojie. Nu dacă trebuie să o îndesesc la dârsta cea veche. Deci va trebui să sistăm lucrările la pod. Nu văd cum am reușit altfel. La naiba. Totul părea extrem de nedrept. Avea ocazia de a reinstitui prosperitatea orașului, dar încăpățânarea unui singur om îi împiedica să-și pună planul în aplicare. Cât de mult ne-am înșelat cu toții în privința lui Godwin, spuse Mertin. Nu mi-aduce aminte... Trebuie să facem în așa fel încât să nu mai fim controlați de el. Știu, dar să găsim ceva mai rapid decât o procedură de un an. Tare aș vrea să existe o modalitate. Mertin își frământa mintea încercând să găsească soluția salvatoare. În același timp, o privea pe Cheris. Aceasta purta o roche nouă de la Londra, în două culori după cum era moda, ceea ce îi conferea un aer jucăuș chiar dacă avea o expresie solemnă și neliniștită. Culorile verde închis și albastru îi făceau ochii să strălucească și pielea să radieze. I se întâmpla des asta. Când era prins într-o discuție cu ea despre vreo problemă legată de pod, rare ori se întâmpla să vorbească despre altceva, își dădea seama dintr-o dată cât de încântătoare era. În timp ce îi contempla chipul, partea practică a minții sale, care căuta întotdeauna soluții pentru orice problemă, veni cu o propunere. Ar trebui să ne construim propria dârstă. Cheris scutură din cap în semn de refuz. Ar fi ilegal. Godwin i-ar da ordin lui John Conetabilul să ne-o dărâme. Și dacă ar fi în afara orașului, vrei să spui în pădure? Și așa e ilegal. Ea îi avea mereu pe cap pe pădurarii regelui. Pădurarii erau cei care impuneau respectarea legilor în pădure. Atunci nu în pădure, altundeva. Oriunde ar fi, tot ai avea nevoie de permisiunea unui senior. Fratele meu e senior. Auzind de Ralph, pe chipul lui Cheris apăru o expresie dezgustată, care apoi se schimbă pe măsură ce se gândea mai bine la spusele lui Mertin. Să construim o dârstă la Wiglech? De ce nu? Există vreun curs rapid de apă care să pună în mișcare roata? Cred că da. Dar dacă nu, putem să o punem în mișcare cu ajutorul câtorva boi cum funcționează și bacul. Dar o să te lase Ralph? Bineînțeles, e fratele meu. Dacă eu cer, nu o să mă refuze. Godwin o să nebunească de furie. Lui Ralph puțin îi pasă de Godwin. Mertin putea vedea că tânăra întreprinzătoare era mulțumită și încântată. Dar ce sentimente avea față de el? Se bucura că găsiseră o soluție la problema lor și de-abia aștepta să-i dejoace planurile lui Godwin, dar, dincolo de toate acestea, Mertin nu știa ce ascunde mintea ei. Hai să ne gândim bine la asta înainte de a ne bucura, spuse ea. Godwin va interzice imediat scoaterea stofelor din Kingsbridge în scopul îndesirii. Multe orașe au reguli de genul ăsta. I-ar fi foarte greu să impună o asemenea regulă fără cooperarea unei gilde și, dacă o face, poți să eviți să intri sub incidența ei. Oricum, mare parte din stofă e țesută în satele din împrejurim, nu? Da. Atunci nu o aduce în oraș. Trimite-o de la țesător direct la Wiglec. O vopsește acolo, o îndesești în dârsta cea nouă, după care o duci la Londra. Godwin nu o să aibă nicio putere asupra ta. Cât timp ți-ar lua să construiești o dârstă?
Mertin se gândi câteva secunde. Clădirea de lemn poate fi înălțată în câteva zile. Mașinăria va fi și ea tot din lemn, dar o să-mi ia mai mult să o fac pentru că necesită măsurători precise. Cel mai greu o să fie să găsesc oameni și materiale. Aș putea să termin la o săptămână după Crăciun. E minunat, spuse ea. Așa o să facem. Elizabeth dădu cu zarul și își mută piesa rămasă în ultima căsuță de pe tabla de joc. Am câștigat, strigă ea. Și așa se fac 3 din 3. Banul jos. Mertin îi întinse un penny de argint. Doar 2 persoane fuseseră vreodată în stare să-l învingă la table. Elizabeth și Kerris. Nu-l deranja să piardă. Mai mult, era recunoscător că avea parte de un adversar redutabil. Se lăsă pe spate, sprijinindu-se de spătar, și luă o înghițitură din cupa sa cu vin de pere. Era o după-amiază friguroasă de mijloc de ianuarie și deja se întunecase. Mama lui Elizabeth dormea pe un scaun lângă foc, sfărâind ușor cu gura deschisă. Aceasta lucra la Bell, dar era mereu acasă când Mertin o vizita pe fica ei. Mertin chiar prefera să fie așa. În felul acesta nu era nevoit să se decidă dacă să o sărute sau nu pe Elizabeth. Era o dilemă cu care nu voia să dea piept niciodată. Evident, i-ar fi plăcut să o sărute. Își amintea atingerea buzelor ei reci și a sânilor ei mici și fermi. Dar asta însemna să accepte că povestea lui de dragoste cu Kerris se încheiase pentru totdeauna, lucru pentru care nu era încă pregătit. Ce se aude cu dârsta de la Wiglec? Întrebă Elizabeth. E gata și funcționează, îi răspunse cu mândrie Mertin. Kerris îndesește stofa acolo de o săptămână încoace. Elizabeth ridică din sprânceni. Ea personal? Nu, e un mod de a spune... De fapt, Mark Țesătorul e cel care supraveghează operațiunile și instruiește niște oameni din sat ca să preia ei aceste sarcini. O să fie bine de Mark dacă devine ajutorul lui Kerris. A fost sărac toată viața. Asta e șansa lui cea mare. Noua afacere a lui Kerris o să ne aducă tuturor beneficii. O să pot să termin podul. E o fată inteligentă, zise Elizabeth pe un ton domol. Dar Godwin ce părere are despre toate astea? Niciuna. Nu știu dacă a aflat până acum. Și totuși o să afle. Nu cred că poate face nimic. E un om mândru. Nu o să vă ierte niciodată că ați găsit o cale să-l păcăliți. Nu mă deranjează așa tare. Și cum rămâne cu podul? În ciuda tuturor problemelor, lucrările nu sunt decât cu vreo 2 săptămâni în urmă față de program. A trebuit să cheltuiesc ceva bani ca să recuperez din timpul pierdut, dar vom putea folosi podul cu o platformă temporară din lemn pentru următorul târg de lână. Tu și Kerris ați salvat orașul. Nu încă, dar o să o facem. În momentul acela se auzi o ciocănitură la ușă, iar mama lui Elizabeth se trezi speriată. Cine o fi, spuse ea? E deja întuneric afară. Era unul dintre ucenicii lui Edmund. Meșterul Mertin e chemat la întrunirea gildei parohiale, anunță băiatul. Pentru ce anume îl întrebă Mertin? Meșterul Edmund mi-a zis să vă transmit că sunteți chemat la întrunirea gildei parohiale, răspunse băiatul. În mod clar, învățase mesajul pe de rost și nu știa nimic mai mult. Presupun că e ceva legat de pod, îi spuse Mertin lui Elizabeth. Sunt îngrijorați în privința costurilor. Își luă pelerina. Mulțumesc pentru vină și pentru partidă. O să joc cu tine ori de câte ori vrei, replică ea. Porni alături de ucenic către sala gildei aflată pe strada mare. Gilda se reunise pentru o ședință de lucru, nu un ospăț. Cetățenii cei mai importanți din Kingsbridge, în număr de 20 și ceva, stăteau la o masă lungă, unii dintre ei sorbind din cănile cu vin sau bere și discutau pe ton scăzut. Mertin simți tensiunea și furia din atmosferă, iar asta l-a făcut să fie oarecum temător. Edmund stătea în capul mesei. Godwin ședea lângă el. Starețul nu făcea parte din gildă. Prezența lui arăta că presimțirile lui Mertin erau îndreptățite și că întrunirea avea legătură cu podul. Cu toate acestea, Thomas, matriculariusul, nu era prezent, deși Filemon era. Ciudat. Mertin avusese recent un mic conflict cu Godwin. La începutul lucrărilor, tânărul încheiase un contract pe un an în care se stipula o plată de 2 penny pe zi plus concesiunea insulei de proșilor. Trebuia reînnoit, iar Godwin propusese să continue cu tariful de 2 penny pe zi. Mertin insistase să primească 4 penny, iar într-un final, Godwin cedase. Se plânsese cumva gildei legat de asta? Edmund luă cuvântul cu bruschețe caracteristică. Te-am chemat aici pentru că starețul Godwin dorește să te concedieze din funcția de maestru constructor pentru lucrările la pod. La auzul acestor vorbe, Mertin se simți ca izbit în plex. Nu se așteptase la așa ceva. Poftim? Întrebă el. Dar Godwin e cel care m-a numit. Godwin interveni. Și de ce am dreptul să te concediez? Dar de ce? Lucrările au rămas în urma programului și au depășit bugetul.
Au rămas în urmă pentru că domnul Conte a blocat cariera și s-a depășit bugetul pentru că am fost nevoit să cheltui pentru a mai recupera. Astea sunt invenții. Și tot invenție e și moartea unui căruțaș? Goduin replică iute. Ucis chiar de fratele tău. Ce legătură are asta cu concedierea mea? Goduin ignoră întrebarea. Un bărbat acuzat de viol, adăugă el. Nu pot să concediezi un maestru constructor din cauza purtării fratelui său. Cine ești tu să-mi spui ce pot și ce nu pot să fac? Sunt cel care îți construiește podul. Însă, în clipa următoare, Mertin își dădu seama că mare parte din munca lui ca maestru constructor fusese făcută. Proiectase toate părțile mai complicate, făcuse machete de lemn care să ușureze munca zidarilor, construise baraje circulare pe care nimeni altcineva nu știa să le facă. În plus, construise macaralele plutitoare și troliile de care era nevoie pentru deplasarea blocurilor grele de piatră în mijlocul râului. Își dădu seama cu mâhnire că orice alt constructor putea termina lucrarea. Nu ți s-a dat nicio garanție că ți se va reînnoi contractul, spuse Goduin. Era adevărat. Mertin aruncă o privire în jur căutând pe cineva care să-l susțină. Nimeni nu voia să-i întâlnească privirea. Bănuia că dezbătuseră deja toate acestea cu Goduin. Brusc fu copleșit de disperare. De ce se întâmplase una ca asta? Nu pentru că lucrările la pod ar fi fost în întârziere sau că depășise bugetul. Întârzierea nu se produsese din vina lui Mertin și, oricum, era în plin proces de recuperare. Care era adevăratul motiv? Imediat ce formulă întrebarea, în minte îi veni și răspunsul. Asta e din cauza dârstei de la Uigleg, izbucni el. Goduin replica afectat. Nu există neapărat o legătură între cele două lucruri. Edmund spuse încet, dar suficient de clar pentru a fi auzit. Călugăr mincinos. Pentru prima oară Filemon luă cuvântul. Ai grijă, staroste. Acest avertisment nu-l stăvili pe Edmund. Mertin și Kerry s-au dovedit mai deștepți decât tine, nu-i așa, Goduin? Dârsta lor de la Uigleg e cât se poate de legală. Tu singur ți-ai atras înfrângerea prin lăcomie și încăpățânare, iar acum te răzbuni. Edmund avea dreptate. Nimeni nu-l întrecea pe Mertin în meseria lui. Goduin singur știa asta, dar în mod clar nu-i păsa. Și pe cine o să angajezi în locul meu? Întrebă Mertin. După care își răspunse singur. Pe Elfric, presupun. Asta nu s-a hotărât încă. Edmund spuse. Altă minciună. Filemon interveni din nou de data aceasta cu un glas cu tonalități ascuțite. Poți să fii adus în fața tribunalului ecleziastic pentru asemenea vorbe. Mertin se întreba dacă toate acestea nu erau cumva doar o mișcare strategică, un mod prin care Goduin îl silea să renegocieze contractul. I se adresă lui Edmund. Ghilda parohială e de acord cu starețul în această privință? Goduin pufni. Nu ține de ei să-și dea sau nu acordul. Mertin nu-l luă în seamă și continuă să se uite întrebător la Edmund. Acesta avea o expresie rușinată pe chip. Nu putem nega faptul că starețul are acest drept. Membrii ghildei finanțează construcția podului prin împrumuturi, dar starețul este seniorul orașului. Este un punct asupra căruia am căzut de acord încă de la început. Mertin își concentra atenția asupra lui Goduin. Mai aveți să-mi comunicați ceva, seniore stareț? Așteptă câteva clipe sperând că Goduin avea să-și dezvăluie adevăratele intenții. Dar Goduin rosti împietrit. Nu. Atunci, noapte bună. Mai așteptă o secundă. Nimeni nu zise nimic. Această liniște îi arătă limpede că totul se terminase. Ieși din încăpere. Ajuns afară, trase adânc în piept aerul rece al nopții. Aproape că nu-i venea să creadă ce se întâmplase. Nu mai era maestru constructor al lucrărilor la pod. Porni pe străzile întunecate. Era o noapte cu cer senin, așa că stelele dădeau suficientă lumină pentru a se putea orienta prin oraș. Trecu pe lângă casa lui Elizabeth. Nu simțea nevoia să-i vorbească. Ajuns în dreptul celei a lui Keris, ezită, dar își continuă drumul îndreptându-se către malul râului. Bărcuța lui cu vâzle stătea legată în dreptul insulei leproșilor. Se urcă în ea și traversă brațul râului. Când ajunse în fața casei sale, se opri câteva clipe și își ridică ochii spre stele, străduindu-se să-și alunge lacrimile. Adevărul era că, la urma urmei, nu se dovedise mai inteligent decât Goduin. Lucrurile se petrecuseră mai degrabă invers. Subestimase cât de departe avea să meargă starețul pentru a-i pedepsi pe cei care îi se opuneau. Mertin se crezuse isteț, dar Goduin se dovedise și mai isteț sau cel puțin mai lipsit de scrupule. Era gata să facă rău atât orașului cât și stăreției, dacă era necesar, pentru a-și răzbuna mândria rănită. Iar asta îi asigurase victoria. Mertin intră și se întinse pe pat, singur și înfrânt.